Bună ziua, mă bucur că Părintele m-a invitat astăzi în această biserică frumoasă din Sălaș, vine biserica de la Cizer. Satul meu este la 10 km de Cizer, iar Horea a construit pe vremea respectivă și la mine în sat o astfel de biserică. Din păcate, regimul comunist a distrus-o. Am să mă refer la tematica alimentație dintr-o dimensiune un pic diferită de ceea ce îl cunoaște poporul de rând. Atunci când vorbești de aliment, te gândești la dimensiunea lui legată de hrană. Mai nou, în ultimii ani de zile, i-au mai adăugat o dimensiune legată de... Alimentul ar putea fi privit ca și medicament. De aceea, din ce în ce mai mult, vorbim de aliment ca și alicament, adică o combinație între aliment și medicament. N-am să vorbesc despre aliment ca dimensiune nutrițională, nici ca dimensiune legată de sănătate, ci am să mă refer la alte două dimensiuni extrem de interesante care ne fac astăzi să fim bolnavi, să fim cât mai puțin sănătoși. Dacă suntem astăzi la Cluj, vorbim de un oraș care se alimentează în proporție covârșitoare dintr-un sistem industrial de agricultură, iar marketul reprezintă pentru noi, pentru mare parte, mă gândesc, locul de unde ne cumpărăm alimentele. Despre asta voi vorbi astăzi, despre alte două dimensiuni ale alimentului, care sunt date de către cei care au creat alimentul. Alimentul a devenit în ultima vreme un element folosit din ce în ce mai mult în război. Și a luat o dimensiune legată de tacticile pe care un popor și le propune ca să cucerească alte popoare. La prima vedere, observați, nicio legătură între aliment, între ce noi știm despre aliment, și alimentul privit ca și armă, alimentul privit ca și drog. Acestea sunt cele două dimensiuni despre care am să vă vorbesc astăzi, alimentul privit ca și armă și alimentul ca și drog. În România de astăzi, cum a spus românul, orășanul se alimentează în mare parte din ceea ce se numește market. Se vorbește de circa 75% din alimentele procesate pe care le cumpărăm astăzi în România și care provin din țări străine și care provin, evident, din instrumentele lor de vânzare și anume marketul. România rămânând o țară care se vândă materii ieftine, materii brute, agricole, grâu și altele, dar în stare brută. Și o să vă întrebați și care este problema, de unde legătura cu instrumente de natură militară și de unde legătura cu elemente de dependență, cum ar fi drogurile. Intervenția mea de astăzi se leagă de o tematică un pic mai complexă, și anume controlul populației umane pe două componente, componenta numerică și componenta calitativă. Cum putem controla indivizii în această lume ca să-i avem într-un anumit număr și cum putem să controlăm vis-a-vis de ceea ce gândesc. Prima componentă, controlul numeric al populației umane prin aliment. Cum spunea părintele mai înainte, suntem 7 miliarde de indivizi, în 2050 ne așteptăm să fim 9 miliarde. Se pune problema cum îi hrănim. Îi putem hrăni de pe pământul actual? La ora actuală, un individ de aici prezent, din total pământ cât există azi în lume, îi aparține 2 hectare pentru a-și asigura nevoile. Nevoi de hrană, nevoi de orice natură, de agrement, nevoi vestimentare, 2 hectare pe individ. Dar următorii 10 ani de zile, copiii noștri nu o să mai aibă 2 hectare pe individ, vor avea 1,5 hectare. Deci din ce în ce mai puțin pământ ca să hrănim indivizii din ziua de astăzi. Și atunci se pune problema, dacă pământul aferent fiecărui individ se reduce pentru copiii noștri, oare copiii noștri vor mai putea să mănânce alimente provenite din pământ sau nu? În mod logic, din moment ce pământul se reduce ca și suprafață pe individ, evident că cei care ne dau hrana trebuie să apeleze la alte instrumente ca să ne pună în mâncare un aliment care, evident, nu o să mai provină din pământ mare parte din el. Motiv pentru care s-a ajuns astăzi ca multe din alimentele pe care le consumăm să nu mai aibă legătură cu pământul. Cel mai cunoscut exemplu este cel legat de sucurile carbogazoase, unde s-a reușit performanța ca 100% din acest aliment, sucul, să nu mai aibă legătură cu pământul. Este cea mai mare performanță, în care chimia a înlocuit 100%
pământul din alimentul nostru. Dar lumea nu consumă doar sucuri carbogazoase, ci consumă și carne. Și atunci se pune problema cum am putea să înlocuim din carne pe care noi o știm cât mai mare procent cu chimie și să scoatem elementele legate de pământ. De ce să introducem chimie într-un aliment? Pentru că orice substanță de natură chimică, din punct de vedere financiar pentru cel care are fabrica de alimente, este o afacere de 10 ori mai mare decât a produce alimente care vin din pământ. Un produs care conține elemente sintetice de natură chimică, acestea dau stabilitate produsului. Acel produs nu se mai strică. Dacă vreau să consum roșii și să le pun în cămară 6 luni de zile, n-am decât să le import din Noua Zeelandă și le pot ține 6 luni de zile în frigider sau în cămară, că nu se strică. De ce? Pentru că am indus, prin natură genetică sau chimică, acele componente care să-mi permită să am roșia 6 luni de zile dacă trebuie. Evident, adăugându-i elemente pe care părinții noștri nu le-au avut în alimente. Care sunt motivațiile? Doar banul să fie în spatele acestei activități a industriei alimentare de a înlocui cât mai mult din carnea noastră sau din brânzeturile noastre cu substanțe de natură chimică? Banii, sigur, sunt un element al puterii, dar nu e suficient. Banul este legat și de alte componente, de acea dorință a omului de a conduce, de a controla, de a controla mulțimile. Și atunci, industria asta alimentară la nivel mondial, care ne alimentează pe noi astăzi în România, se concentrează în ultimii 20 de ani de zile în foarte puține mâini. Deci, ceea ce mâncăm noi la Cluj rezultă ca o decizie a 4-5 firme la nivel mondial care controlează actul alimentar, care controlează ce soi de grâu se seamănă, care controlează ce trebuie să conțină acel soi, cu ce substanțe îl vom ajuta ca să se mențină în viață, pentru că această tehnologie, fără substanță chimică, nu poate să trăiască. Deși părinții noștri, tot ce au avut în grădină, grâu și alte culturi, au putut să trăiască decent, fără să fie nevoie de o intervenție chimică, pentru că acele specii, acele soiuri, aveau induse natural în construcția lor genetică rezistență la boli dăunători și alți factori de stres. Deci prima problemă care acum încearcă să fie rezolvată este controlul numeric al populației, adică să putem să reducem pe cât se poate numărul de indivizi din lumea asta, din mai multe motivații. Prima motivație legată de această reducere numerică este legată de concurența între statele lumii. Cum vreau să concurez cu o nație vecină, o țară ca și Germania sau ca și Franța, dacă am o țară în care am o populație activă sănătoasă, care muncește, care creează produs intern brut, ce mai creează bunăstare? N-am cum să pot să mă lupt? Și atunci ce fac? Vin și îi dau o mâncare de proastă calitate și cu asta rezolv problema legată de competiție. Cum? Dacă populația țării săracă, înseamnă că automat ei își vor căuta rostul în alte țări, motiv pentru care avem acum 3 milioane de români fugăriți în Spania, Italia și alte țări ale lumii, unde slugăresc alte popoare și vorbim de acele 3 milioane, populația activă a României, care dacă ar rămâne în România, ar putea crea creștere economică pentru țara asta. Și am rămas o țară de oameni în vârstă, cum e Pălăguța, nu, prezent aici, și alții, oameni în vârstă, care sigur pe ei poți să-i controlezi de o altă natură. Deci, populația activă a României a fost vânată și eliminată și trimisă în alte țări. 2. Ca să poți controla numeric această populație, ai nevoie de alte mecanisme. Eu acum vorbesc de mecanisme care provin din instrumente alimentare. Ce rezultă, practic, consumând acest aliment astăzi din market? Și cum ajungem să trăim mai puțin? Că aici vorbim de speranța de viață a românului, care astăzi în medie este de 74 de ani. 72 bărbații, 76 în medie femeile, grosomodo România e la 74 de ani, în timp ce în vest speranța de viață este la 80 de ani. O singură țară în lume depășește 80 de ani, este Japonia, și sunt motivații foarte clare de ce Japonia trăiește mai mult japonezi decât alte țări din lume. Speranța de viață este legată de doi factori importanți. 1.
accesul la servicii medicale și doi, alimentație. Sunt cei doi factori principali care ne fac pe noi să trăim mai mult sau mai puțin. Dacă ne uităm astăzi în România, care sunt românii, din ce județe locuiesc la țară sau la oraș, care trăiesc mai mult, o să vedem o situație foarte interesantă. Statisticile spun, studiile medicale arată că în România, românii care trăiesc mai mult sunt situați în județele Suceava și Vâlcea. Dar nu oriunde în aceste două județe, ci în zona montană și nu oriunde, ci în zona necolectivizată acestor două județe, și anume Horezul, dacă e vorba de județul Vâlcea, și zona Vatra Dornei, dacă e vorba de zona Sucevei. Deci vorbim de Bucovina și vorbim de Bucovina necolectivizată. Ce legătură să aibă speranța de viață cu colectivizarea? Într-o zonă necolectivizată, oamenii sunt mai avuți, oamenii muncesc astăzi în Bucovina undeva între 20 și 50 de hectare de pământ, la mine în Sălaj muncesc 3 hectare. Deci diferența între cei doi este una semnificativă între două județe sau Cluj și Bucovina. Vorbim de o legătură între bucovineni, între ei ca și meserii, în care ei sunt mare parte în zona de munte crescători de animale. Motiv pentru care avem o altă diferență în România între locuitorii din mediul rural, ca să vorbesc, cel mai mult trăiesc crescătorii de animale din zona de munte și cel mai puțin trăiesc românii care se ocupă în zona de șes, de creștere de cereale. Care sunt legăturile? De unde vin aceste conexiuni? Că ce vă spun acum sunt rezultate. Trebuie să înțelegem mecanismele care ne fac să trăim aici. Spuneam mai înainte că dacă ai o putere financiară mai ridicată, îți permiți acces la servicii medicale. Iar dacă trăiești la munte, evident că trăiești într-o aer mai sănătos și mănânci, evident, alimente mai sănătoase. Dar mai există o legătură între speranța de viață și tradiție. Legăturile noastre care le putem observa între longevitate, între o vârstă de 78 în medie, speranță de viață 80 de ani și tradiție, sunt foarte bine de regăsit în Maramureșul din care vine Pălăguța, în Bucovina, să zicem două dintre ultimile rezervoare de tradiție ale României. În Maramureș, dar nu în oricare Maramureș, în Maramureșul istoric, speranța de viață este mai ridicată decât în Maramureșul neistoric. Lucrurile sunt foarte clare pentru că ultimii care abandonează alimentele lor tradiționale sunt cei care țin la tradiție. Primii care le abandonează și iau calea fast food-ului sunt cei care n-au o legătură cu credința și cu tradiția. Motiv pentru care vestul țării, Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, avem cea mai mică speranță de viață din România. Și aici coroborăm factorii. Zona de șes, deci de câmpie, crescători, cultivatori de cereale și nu crescători de animale, zone colectivizate, evident, toate aceste elemente fac astăzi că în România se trăiește mai mult ca și vârstă în anumite regiuni decât în altele. Și asta o spun studiile făcute pe populația din România. Pentru mine e important să vă explic ce stă în spatele acestor mecanisme și de ce se ajunge aici, de ce trăiesc unii, să zicem și alte elemente în pentru a completa acest tablou al speranței de viață și cum cineva, în mod calculat, vrea ca în România să avem o populație, evident, care să se îmbolnăvească mai rapid, nu numai România, dar noi suntem, împreună cu Bulgaria, un cobai al Europei foarte interesant pe subiectul alimentar. Facem parte dintr-un experiment social extrem de interesant pe care țările europene și alții ni-l aplică, sigur, bazat pe sărăcia noastră, mentală vorbesc, bazat pe slăbiciunile noastre ca și popor, ca și conducător, dacă vrem să spunem așa. A doua componentă legată de controlul populației, și aici vorbim de controlul populației din punct de vedere a ceea ce gândește populația, dacă vreau să știu cum sau să pot manipula modul în care, ca și grup, aici prezenți de față, gândiți, n-am decât să intervin pe una dintre cele două corzi, și anume alimentul. Și o vom putea să vedem cum veți gândi de acum înainte. Păi cumpărând din market, cumpărați alimente la care le-am dat culoarea potrivită, ca să vă placă, le-am dat gusturile care le vreți. De fapt, alimentul nu are legătură cu nimic din ceea ce au cunoscut părinții și bunicii noștri. De ce? Pentru că v-am studiat din punct de vedere psihologic, să văd
să vedem care vă sunt slăbiciunile ca indivizi, cum gândiți, ce așteptați de la un aliment și atunci vă dăm, ca și fabrică care produc alimentul, vă dăm alimentul ideal pe care natura nu-l poate crea. Vă dăm culoarea pe care vă doriți, nu contează ce culoare, aroma care vă doriți. Asta înseamnă că în momentul respectiv am țintit creierul dumneavoastră și am țintit cele două părți ale creierului, partea dreaptă și partea stângă. Știți că rațiunea este controlată de către o parte a creierului situată în partea stângă. Deci abordarea noastră rațională, când suntem logici raționali, are legătură cu o emisferă a creierului în partea stângă. Ei bine, prin aliment, noi nu putem să vă schimbăm comportamentul alimentar pe o manieră logică, rațională, ca să cumpărați de la industrie. Și atunci industria apasă pe o altă pedală, pe pedala din dreapta. Pedală pe care o putem apăsa dacă accelerăm în zona emisferei drepte. Emisfera dreaptă a creierului se referă la emoții și controlează emoțiile individului. Și atunci, sigur, vă dăm alimente pe care le veți analiza din punct de vedere emoțional și nu rațional. Și toată decizia actului de cumpărare are legătură cu emoția și nu cu rațiunea. Da, cei care ne vând alimente nu sunt producători de alimente, ci sunt mari profesori, doctori în psihologie. Ca să poți vinde alimente, trebuie să fii doctor în psihologie astăzi, ca să poți construi strategii de marketing extrem de inteligente și nu să faci alimente pe o cale tehnică, asta le face oricine, ci să fii foarte bun în psihologie umană, să știi ce vrea consumatorul să mănânce. Și am să iau un prim exemplu, aroma. Mergem pe drum, în Cluj, și vom simți o aromă de la un produs. În momentul când simțim acea aromă, automat creierul nostru face o legătură directă, creierul, partea dreaptă a creierului, face o legătură directă între o trăire pe care am avut-o acum 3 zile, 5 zile, când am consumat acel aliment. Și dacă acea aromă ne-a plăcut, evident, creierul nostru va secreta o substanță numită dopamină, o substanță care generează plăcere, care creează în mintea noastră o dorință deosebită de a consuma acest aliment. De fapt, prin substanța chimică, pentru că aroma este dată evident de substanțe, toate sunt chimice, ne va obliga creierul nostru să secrete substanțe cu rol hormonal care să ne creeze plăcere pentru a consuma acel aliment care are culoarea potrivită, mirosul potrivit, aroma potrivită. Practic, în mod inconștient, cineva apasă pe un buton al creierului nostru și ne duce în a consuma acel aliment. Ce substanțe adăugăm în alimente ca să putem crea această sinteză hormonală? Păi vom juca pe mai multe pârghii. Una dintre ele este zahărul. În ultimii 25 de ani de zile, alimentația românilor se îndreaptă către o alimentație bazată pe cât mai mult zahăr. Cu două componente poți perturba mintea omului, zahărul și cu sarea în materie de alimente. Motiv pentru care zahărul și sarea sunt cele două elemente de fraudă care ies în afara legii, dar cine vine acasă când cumpără un aliment ca să verifice nivelul de zahăr sau de sare? Ori zahărul și sarea sunt cele două elemente majore pe care, practic, prin care ni se modifică percepția vis-a-vis de alimente. Să iau exemplu sarea. Un individ are nevoie într-o zi de maxim 8 grame de sare pe zi ca să poată trăi. Ei bine, în cartofii prăjiți de la un lanț alimentar, nu-i dăm numele, o porție de cartofi pai are 2 grame la 100 de grame de cartofi pai. Asta înseamnă că pentru cei care mâncăm la Mac sau în altă parte, cu 2-300 de grame ne-am rezolvat porția. Nu dau nume cât pot de industrii, pentru că viața mea e dificilă și ca să-mi apăr viața sunt apărat cu armă, am permis de port armă, m-am izolat de societate pentru că ceea ce vorbesc deranjează interese majore la nivel mondial. Și atunci, sarea. Acest lanț american câștigă 8 miliarde anual de dolari la nivel mondial la fiecare gram de sare suplimentar care îl adaugă în cartofii pai. De ce? Acel gram suplimentar
înseamnă un consum mondial de băutură carbogazoasă obligatorie, pentru că atunci când corpul consumă sare, are nevoie de lichid. Iar lichidul care îl vei găsi într-un lanț alimentar de fast food nu va fi apa, ci va fi o băutură carbogazoasă. Le-au gândit bine. Deci au pus cartofii, de fapt, cu o băutură carbogazoasă, încât una să o stimuleze financiar pe cealaltă. Deci acestea sunt mecanisme gândite pentru control, de a face bani, evident, și doi, de a putea, sigur, de a atinge și alte obiective, cum vă spuneam, de natură militară. Bun. Zahărul. Suntem cu alimentații din ce în ce mai bogată în zahăr. De ce? Pentru că zahărul este cel mai puternic excitant pentru creierul nostru, pentru partea dreaptă, pentru emoții, pentru partea emoțională. Ca să putem stimula un comportament emoțional la un individ, va trebui să-i adăugăm în alimentație cât mai mult zahăr. Din prăjituri, din biscuiți, din bomboane, din ce vreți. Zahăr, cu cât mai mult. Și atunci vom stimula această percepție a organismului nostru, care va declanșa sinteze hormonale nebănuite de către noi și anormale în condițiile unei alimentații care n-ar conține așa de mult zahăr. Dacă la zahăr și sare mai adăugăm aluminiu și plumb, vom crea generații nervoase, indivizi grăbiți, indivizi iritați, iritabili, nervoși. Cum pot obține indivizi nervoși? Adăugând plumb. Ce fac dacă adaug plumb? Păi voi crea indivizi pe care îi pot controla din punct de vedere mental, eu ca și conducător, foarte ușor, pentru că nu poți controla un individ liniștit, calm, calculat, care gândește rațional, ci vei putea controla un individ grăbit care nu mai face față cu viața lui, cu o mie de probleme pe care le-am indus, ca să-i dărâmăm echilibrul lui interior și exterior. Și atunci acest individ, evident, grăbindu-se, va mânca rapid. De aceea mâncarea fast food a putut să intre în lumea noastră, pentru că înseamnă mâncare rapidă. Noi, având așa de multe preocupări într-o zi, nu avem vreme să stăm o oră la masă, două ore, cum mâncau părinții noștri, ci trebuie să stăm o jumătate de oră, și de aceea s-a creat mâncarea fast food, care este rapidă, pregătită pentru noi. Dacă adăugăm aluminiu, care îl avem în câte vreți dintre alimentele noastre, vom crea o generație hiperactivă. Vom crea copii hiperactivi, copii cu deficit de atenție, AD sau chiar ADHD. La Tokyo 99, prin alte mecanisme, am indus această boală ADHD, a hiperactivității, la 700 de copii într-un cinema, găsiți pe YouTube povestea, în care 700 de copii au intrat în epilepsie automat, nu de la mâncare, de la altceva. Deci mecanismele de la un monstru, Pikachu, dintr-un desen animat. Deci mecanismele prin care putem modifica mintea umană sunt multiple. Acum eu vă vorbesc doar de mecanismul alimentar și nu de alte mecanisme. Vorbeam de aluminiu. Aluminiu, da, prezent permanent în alimentele noastre, și nu numai în alimente, și în spray-urile noastre, este o substanță care determină hiperactivitate. Ori cu generații de copii care au deficit de atenție, hiperactive, la aceștia le putem da să mănânce fast food. La o generație care este calmă și care judecă rațional, ea va mânca ca și la mama acasă, ca și la bunicul. Deci, practic, suntem într-un complex destul de bine gândit ca și mecanism, în care numeric populația lumii și calitativ a modului cum gândim, putem fi influențați prin mâncare. Dar până acum am vorbit de mâncare. Să ne referim acum la o altă componentă a alimentației, apa. Suntem într-un mecanism acum, suntem într-o vreme în care schimbările climatice sunt din ce în ce mai agresive. Se schimbă clima. Datorită, sigur, în primul rând, omului. Și una din consecințele imediate este lipsa de apă. O să-mi spuneți că nu fi adevărat că acum plouă de 2 săptămâni de zile. Atâta de mare e deficitul în sol, în pământ, în momentul de față. Cu cât a plouat, pentru noi în agricultură este foarte important să avem apă măcar 500 de milimetri la Cluj, și nu avem. Am ieșit din iarnă cu un mare deficit de apă și cât a plouat de 2 săptămâni de zile nu e suficient ca să putem completa deficitul, ca să putem avea apă pentru cultura agricolă. Deci ne îndreptăm spre o Românie în care apa devine factorul limitativ al existenței noastre. Și dacă până ieri bogații erau cei care aveau petrol, de azi înainte bogați vor fi cei care vor fi stăpânii apei, cei care vor fi stăpânii unui izvor,
cât mai mare dacă se poate ca și diametru. Cineva a făcut un studiu interesant, a făcut un studiu financiar legat de diametrul unei conducte de apă la care ai putea visa să fii stăpân, încât fiecare centimetru acelei conducte îți aduce 100.000 de euro venitul brut anual. Deci la 10 centimetri, dacă ești cumva stăpânul unei conducte de apă, înseamnă 1 milion de euro pe an. Asta e interesantă povestea, pentru că apa va fi din ce în ce mai puțină în anii care vin. Cantitativ. Și acum să vedem cum putem juca la nivelul apei calitativ. Vorbesc de apa pe care o cumpărăm din comerț, din magazin. Din ce în ce mai multe lume, românii vor cumpăra apă de la magazin, datorită lipsei de apă care se conturează la nivel mondial. Motiv pentru care, dacă în alimente ne complicăm adăugând coloranți și alte substanțe ca să le modificăm forma, culoarea, la apă e mult mai simplu. Elementele de natură chimică pentru controlul populației umane se adaugă foarte rapid în apă. Se adaugă substanțe incolore, ca să nu fie problemă, substanțe inodore, care să n-aibă gust și care să atingă obiectivul care spuneam, acela de a crea dependență între mintea noastră și un anume tip de aliment, pe care pur întâmplător îl găsim în forma, culoarea, mărimea dorită doar în supermarket. Deci vorbim de o dependență construită, calculată de către industria agroalimentară prin specialiști de mare talie internațională, pentru că marile industrii alimentare din lume, și sunt vreo 5, investesc enorm în cercetarea psihologică a comportamentului indivizilor pentru a vedea ce vor să mănânce, ca să le ofere exact ce își doresc indivizii respectivi. Asta a fost dimensiunea legată de, dimensiunea, să zicem, ca și armă de control economic și chiar militar a unei populații, pentru că pe componenta, să zicem, militară n-am insistat, o să insist acum, înainte de a trece la zona de drog. Componenta militară se referă la distrugerea ADN-ului unui popor. ADN-ul acestui popor este mai stabil și mai sănătos în zona de munte a României. Este mai denaturat în zona de deal și în zona de șes datorită alimentului. Deci alimentul are capacitatea de a degrada elementul, coloana vertebrală a individului, și anume ADN-ul nostru. Îl rupe în bucăți, îl sfâșie, creează alte bucăți care au alte răspunsuri față de mediu. Ori ținta principală pe care o au vis-a-vis de alimentație este să introducă alimentația fast food în zona de munte a României. În zona de șes au reușit și ne-au pervertit comportamentul alimentar și nu numai. Și acum ultima baricadă, a mai rămas muntele, motiv pentru care în acest an, până în octombrie, Ministerul Agriculturii își propune ca dintr-un milion de țărani care încă mai produc o alimentație sănătoasă, să reducă încă câteva sute de mii de agricultori, de țărani, pentru că sunt prea mulți. Deja în ultimii 7 ani de zile, din 4 milioane de familii țărănești, am redus 2,5 milioane, le-am scos pe lavița istoriei și au mai rămas în joc 1 milion. Și acum, până în octombrie, pentru următorii 7 ani de zile, vor să mai distrugă, să mai scoată în istorie încă câteva sute de mii de țărani români care deranjează industria agroalimentară, pentru că încă ei mai produc un aliment pentru ei, pentru vecini, pentru ceilalți. Și aici ajungem, de fapt, la elementul central al discuției noastre, cum am putea să mâncăm mai sănătos. Sigur că putem să mâncăm sănătos dacă ne întoarcem la alimentația pe care părinții sau bunicii știu încă să o mai pregătească. Dar cum această fermă țărănească a devenit dușmanul numărul 1 al sistemului capitalist și al sistemului comunist, ea suferă de 25 de ani de zile din aceste două motive. Regimul comunist n-a vrut-o. Țăranul a fost ultimul dintre stâlpii societății care trebuia perturbat ca să poți controla populația României pe filozofia comunistă. Pentru filozofia capitalistă, țăranul român astăzi este o stabilă împotriva marii industrii agroalimentare, pentru că el este încă proprietarul pământului României. Iar industria alimentară nu vrea ca 4 milioane de țărani să mai fie proprietari al pământului României. Motiv pentru care au creat legile, vezi, de 2 luni de zile, legea vânzării pământului pentru străini, încât acest pământ să fie vândut și să nu mai rămână în mâna țăranului român. Să sunt mecanisme controlate, gândite prin politici, în cazul celor agricole, prin politici de 20 de miliarde de euro.
adică prin mecanisme financiare foarte bine conturate și gândite. Și care ni se aplică de 7 ani până acum, dacă vorbim de mecanisme europene, și în următorii 7 ani de zile, bătălia mea și altor responsabili de țara din România, în bătălia cu Ministerul, este de a modifica cât mai mult din această abordare pe care Ministerul vrea să o impună. Ministeri de stânga sau de dreapta nu are importanță, toate ministerele sunt la fel, gândesc la fel, pentru ei contează ferma industrială, de parcă ferma industrială o hrănit omenirea. Omenirea de astăzi este hrănită de ferma țărănească. Și ei vin acum cu o minciună foarte mare și spun nu, ferma țărănească nu poate hrăni omenirea, ne trebuie fermă industrială, fermă chimizată, fără de care nu putem da de mâncare la 7 miliarde de indivizi. Falsă, este o minciună gogonată. Avem câte studii doriți pe subiectul ăsta, nu e nevoie de prea multă inteligență ca să poți înțelege minciuna respectivă. Deci, mecanismul astăzi politic și militar, evident, este legat de ferma țărănească. În momentul când ai distrus ultima zonă de rezistență a unui popor, și anume muntele, și când zic munte, zic anumite meserii, oieritul, care ne-a făcut ca și români să ajungem de câteva mii de ani pe aici, să mai rămânem, că de n-am fi avut această îndeletnicire, oieritul, azi nu mai vorbeam limba asta românească, vorbeam altă limbă cu siguranță, doar ei ne-au permis în fața unei agresiuni barbare să ne retragem în munte, iar în munte nu puteai să retragi cu vaca, ci doar cu oaia, pentru că era nevoie de un animal ușor, rapid, ca să poți să reziști ca și nație. E momentul în care astăzi populația montană țărănească scade vertiginos, în 20 de ani de zile România are o problemă de identitate națională, de apărare națională aceste țări. O mare problemă, pentru că rezistența în fața Estului, și uitați ce se întâmplă în Estul nostru, poate fi creată în munte. Carpații au fost pentru noi coloana vertebrală de rezistență militară în fața oricărei agresiuni. Ori Carpații sunt și astăzi ultima formă de rezistență, iar noi din Carpați eliminăm tot ce înseamnă element de rezistență, și anume ferma țărănească. Oamenii cei mai sănătoși ai României eliminăm și coborâm la șes, la orașe, îi eliminăm pe oamenii cei mai dârși, îi eliminăm pe oamenii care mănâncă cei mai sănătoși, cei mai sănătoși, pe oamenii care trăiesc mai mult, 80 de ani. De fapt, ei sunt ținta ultimă a acestui experiment social și pentru asta, oameni ca mine, ne batem pentru treaba asta. Da, bătălia asta este una de durată. Mi-au trebuit 20 de ani de zile ca să înțeleg, să scriu într-o mică broșură, se cheamă Salvarea fermei țărănești, cam ce v-am spus până acum în sinteză, 20 de ani din viață. Dar nu-i suficient să înțelegi mecanismele din mediul rural, că trebuie să înțelegi ce poți face ca să schimbi aceste mecanisme, iar răspunsul nu se află la sat. O alimentație mai sănătoasă nu putem realiza dacă îi convingem pe țărani să producă mai sănătos. Din păcate, 20 de ani din viața mea mi-au permis să înțeleg că, de fapt, pârghia pe care trebuie să apăsăm nu este țăranul, ci orășanul. Motiv pentru care ultimii 20 de ani din viața mea, profesional vorbesc, o să mi dedic și mi-am început să mi dedic pentru a influența mintea consumatorului în a consuma alimente țărănești, deci alimente sănătoase, alimente de la țară. Iar această abordare pentru noi este una străină. Nu sunt profesor de psihologie, nu sunt marele specialist în domeniu și ca atare am început să aduc specialiști din Europa care să ne învețe cum putem să influențăm mintea consumatorului urban de a mânca mai sănătos astăzi în România. Dar a modifica comportamentul alimentar a unui adult este practic imposibil. N-am ce să vorbesc la vârsta mea, la vârsta domnului, de a-i modifica comportamentul la 50 de ani. Statistica arată că este o abordare care nu are nicio șansă. Singura excepție când îi putem modifica comportamentul unui adult, comportamentul alimentar, este dacă se îmbolnăvește. Dacă se îmbolnăvește, este cazul meu de 3 zile, mi-au descoperit ficat gras, da, când am depistat o problemă majoră, în momentul respectiv, individul reacționează, adultul. Și atunci, cum putem modifica comportamentul alimentar dacă comportamentul părinților nu-l putem modifica? Toți europenii ne dau soluția și mi-am permis astăzi să vin cu un prieten din Franța, nici nu v-am spus, părinte, Filip, este un inginer agronom din Franța, ca să poată să întărească ce vorbesc eu, da? Deci dacă nu vă putem modifica comportamentul să mâncați mai sănătos, ce au făcut ca și experiment social nemții, francezii de 20 de ani de zile? Au început să vadă familia ca și un element
unitar și să vadă care e veriga slabă, unde s-ar putea acționa ca să poată modifica comportamentul. Și au găsit că dacă ar acționa asupra unei vârste până la 14 ani de zile, prin aceasta am putea modifica comportamentul alimentar al copiilor. Dar nici de cum al adulților. De o manieră directă. În schimb, se poate modifica comportamentul alimentar al adulților indirect, prin copii. Motiv pentru care astăzi vă prezentăm un proiect, un experiment social, care l-am început de vreo 2 ani în România, și noi și alții, un experiment care se practicează în Europa, de mare succes, și anume schimbarea comportamentului alimentar prin copii. Toți care avem copii, suntem mai atenți la ei decât la noi, la ceea ce mănâncă. Și dacă la noi nu ne pasă ce mâncăm, totuși la copii, când sunt copiii mici, suntem mai atenți. Motiv pentru care în 2001, acum 13 ani de zile, în Europa, a început un experiment social interesant, care se cheamă vânzare de alimente țărănești la domiciliul consumatorilor. Acest experiment Europa nu l-a cunoscut de mii de ani. Adică țăranii să nu mai stea ei acasă, bine mersi, la țară, ci să-și ducă alimentele direct la domiciliul consumatorilor, consumatori grăbiți, ocupați, cu o viață foarte activă și ca atare, neavând timp, ei mănâncă ce prind de la market, că acolo e ușor de cumpărat. În 2001 și-au început să organizeze țăranii francezi, din Franța a plecat experimentul, din sudul Franței, de unde vine și Filip, au început să organizeze 5-7 țărani care, în loc să aștepte ca măria sa consumatorul de la oraș să coboare la țară, au zis, nu, urcați voi la oraș, poate pe săptămână, lunea de regulă. Iar acele 80 de familii, 100 de familii, de prieteni de regulă, de pe o stradă, din cartierul X, se organizează juridic, ca și consumatori, ca și grup de consumatori. Iar cei 5 se organizează juridic ca și grup de producători. Între cele două grupuri se bate palma, juridic, abonament, scris, pe un an de zile, cu obligații din partea consumatorilor și din partea țăranilor. Astăzi, după 13 ani de zile, Franța are 6 milioane de consumatori din 60 de milioane care au ieșit din market și primesc mâncare acasă la domiciliu. În 13 ani. E un experiment interesant, nu mai e vorbe. Este o poveste care o puteți găsi pe calculator. Sistemul se cheamă în Franța AMAP, Asociație de Menținere a Agriculturii Țărănești, peizan, da? AMAP, sau panier peizan, coș țărănesc. În America se cheamă CSA, comunitățile sprijină agricultorii. În Japonia se cheamă Teikei. Practic, sistemul a fost construit de japonezi și nu de oricine. După care l-au importat americanii, când și-au făcut acolo de treabă, de lucru. După care francezii l-au adus din America în 2000, deci recent, în 2000. După care experimentul a plecat în Germania, în Austria, și astăzi este un experiment interesant pe circa 100 de milioane de consumatori din 500 cât are Europa. 100 de milioane de consumatori europeni de 12 ani, 13 ani, cumpără în totalitate sau parțial alimente pe bază de abonament de la ferma lor țărănească și nu din market. Știind că în market n-am aliment românesc în mare parte, ci am aliment străin pe care o țară prietenă mi-l vinde. Și acel aliment este de mâna a treia, pentru că trebuie să se lupte cu noi și să ne degradeze ADN-ul țării, evident. Și atunci, neamțul, francezul care s-a trezit, a început să cumpere alimente din fermele țărănești, din jurul marilor orașe, bineînțeles. Experimentul a plecat la Timișoara în 2007, deci l-am adus în România, nu eu, ci alții. Același creator care l-a adus în Europa, l-a adus în Timișoara în 2007, avem 6 ani jumate de când sistemul funcționează în Timișoara, după care îl avem acum în București, îl avem și în Cluj, îl avem în alte orașe din România, începe să facă pui și probabil că în 5-6 ani de zile România începe să arate diferit pe acest experiment interesant. Partea interesantă este că acest experiment nu l-au creat nici japonezii, nici americanii și nici francezii. Sistemul comunist, ăla prost, bun cum a fost, până în 1989, dacă vă amintiți, eu locuiam în Zörler la bloc, aveam pe bază de abonament lapte de la fabrica de lapte județeană.
Deci sistemul de alimentație la domiciliu l-am inventat noi românii și alte țări din jurul nostru. Și aici avem o experiență mare pe subiect. Din păcate, românii n-au știut să-l formalizeze juridic. Și astăzi în Cluj-Napoca aveți sute de agricultori din jurul Clujului care vin cu alimente la domiciliu la consumatori. Dar nu fac de o manieră organizată încât acei 5 agricultori să se poată baza pe orășeni. Azi cumpără orășanul, mâine pleacă în concediu, nu mai cumpără. Deci nu este un abonament scris cu obligații. Și atunci francezii, nemții, l-au făcut frumos juridic, așa cum trebuie să fie făcut, în care consumatorul își ia din timpul lui pentru a-și găsi cei 5-10 țărani care în timpul vieții lui îi vor furniza alimente sănătoase. După ce coboară consumatorul de la oraș la țară ca să-i cunoască pe acei țărani mai serioși în care și-ar putea pune viața în mâinile lor. Că nu înseamnă că la țară vei găsi cei mai serioși oameni din lumea asta. Va trebui să-i găsești pe aceia care sunt serioși, iar pentru asta, ca și orășan, ești obligat să-i cauți. Ok? Ce am făcut noi la nivel de Federația Națională de Agricultură Ecologică de vreo 2 ani de zile, de când ne-am trezit că, de fapt, pârghia pe care trebuie să apăsăm nu-i țăranul, ci orășanul, am început, sigur, să pregătim această acțiune. Am început să scoatem clase de copii din școli în ferme țărănești. Dar nu clase doar cu profesoara și cu copiii, obligatoriu clase cu părinții și cu profesorii și cu copiii. Încât copiii să aibă o activitate de a descoperi ferma respectivă, iar părinții să aibă o altă activitate cu cei 5-7 țărani pe care îi invităm, ca în cele 5 ore cât durează schimbul de experiență, cele două grupuri să se poată întrepătrunde. Adulții să vorbească, să deguste, să guste și să își poată începe cooperarea cu țăranul. Iar copiii să-și facă, sigur, munca lor de a descoperi un mediu mai sănătos, mai normal, de unde vine laptele respectiv. Aceasta este prima fază. O ducem până în luna aprilie anul viitor, în care vom lucra pe școli din orașul Cluj-Napoca, în care am convins profesorii, părinții să coboare la țară. Experimentul acesta în Germania are 20 de ani de zile, undeva la 2 milioane de elevi germani coboară obligatoriu prin lege o zi într-o fermă agricolă din Germania, prin lege. De ce? De aici. Pentru că trebuia să rezolve problema asta, de ruptura asta dintre orășan și sat, dintr-o alimentație nesănătoasă, trebuia ruptă cumva. Și atunci, prin lege, au creat ceea ce noi acum ne apropiem prin școala altfel, un mic proiectel pilot, au creat pârghia legală prin care orice școală din țară este obligată ca o zi clasa aia să coboare în fermă. O țară ca și Franța, anul trecut, a avut peste 1 milion de zile, atenție, în care un copil a stat într-o fermă. Interesantă povestea, deci vorbim deja de un fenomen de masă care dă rezultate. Aceasta este prima fază a procesului. Faza a doua, când ai coborât cu copiii tăi la țară și ți-ai cunoscut partenerii posibili care sunt serioși, începi să bați palma cu ei, încât acel grup care o să-ți dea pâinea, smântâna, carnea, cam de toate, 5-7 de regulă agricultori, pe bază de abonament, să poată veni săptămânal unul dintre ei să-ți aducă la poartă mâncarea pe care ai comandat-o cu un an înainte, în care prețul e stabilit cu un an înainte. Nu mai este preț zilnic sau de negociat. În care plata s-a făcut cu o lună înainte anticipat. Deci nu avem probleme de a pierde vremea când vine cu mâncarea, decât dacă să-l întreb ce fac copiii. În care în abonamentul respectiv sunt obligat, ca și cumpărător, eu mă oblig, ca măcar de 4 ori pe an să-mi petrec în fermele din grupul meu, să-mi petrec cu copiii o zi, un weekend, prin abonament, mă oblig. Și alte obligații. Adică consumatorul începe să devină șef de lanț alimentar. El va determina lanțul alimentar. Și nu consumatorul bărbat, că nu avem ce vorbi aici cu bărbații. Știți bine că decizia alimentară nu de regulă, ca să nu supăr pe cineva, decizia alimentară o controlează femeia într-o familie, mama. Actul de cumpărare, câți bani cheltuim, pe ce mâncare, de regulă, mama.
Deci aici vorbim de o muncă pe care și în Europa și în România am început să lucrăm cu mamele copiilor, nu cu bărbații, nu cu tații. Ei au alte funcții, să zicem, în viața asta și cea alimentară nu este pentru ei cea mai importantă și atunci sigur că lucrăm, evident, cu cele care au un lucru important de spus în povestea asta. Faza numărul 2 a acestei idei, undeva în luna aprilie-mai anul viitor, să trecem la faza a doua de teren, în care un prim grup de consumatori, care între timp trebuie format, trebuie să ajungem la 100 de familii ca să putem menține financiar un grup de țărani, să putem să-l avem. Pentru asta avem primari care finanțează operațiunea, primari care vin la oraș, iau copiii de la oraș, pentru că școlile de la oraș n-au microbuse și n-au bani de transport. Și atunci primarii de la țară care au microbuze de bani de transport și își doresc să găsească o soluție la agricultorii lor, finanțează operațiunea încât în acea fermă să putem aduce 20 de case de copii a 20 de elevi, undeva la 400 de familii este ținta pentru a aduce într-o familie de țărani. Într-un grup vorbesc, da? Deci undeva din primăvara anului viitor vom trece la faza a doua acestei acțiuni în care să putem ajunge la primul abonament în care o comună din Cluj, am ales Negreniu ca și comună pilot, comună de munte, ca să ne dea alimente cât mai sănătoase și unde am găsit un primar care e doritor să intre în ecuație și să putem amorsa această chestiune. Cam asta, să zicem, a fost zona mea de intervenție. O să-i dau voie și la Filip să vorbească, să ne spună care sunt motivațiile care îi fac pe francezi să cumpere alimente direct de la țărani la domiciliu. De ce? S-a săturat de market? Nu le place? Filip, ok. Je sais pas si tu as compris un peu en grand ligne, mais il nous faut les motivations principales pour lesquelles les Français sont passés des supermarchés aux AMAP. Aux AMAP et à la distribution directe. C'est essentiellement l'augmentation du cancer. Prima motivație spune este creșterea incidențelor de cancer, deci creșterea numărului de cancere din societate. Aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Și la adulți și la copii. D'autres maladies comme la maladie d'Alzheimer. Creșterea incidenței bolii Alzheimer dată de aluminiul din alimentele noastre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres maladies comme Parkinson peut-être. Parkinson, non, c'est pas très développé. Les maladies auto-immunes surtout. Și bolile autoimune.